Un accident grav s-a produs noaptea trecută pe DN73 în localitatea Schitu Golești. Un autoturism Logan, la volanul căruia se afla un tânăr de 30 de ani din Vălen de Dâmbovița, a pierdut controlul direcției, iar mașina a ieșit în decor. Potrivit anchetatorilor, mașina a rulat cu viteză destul de mare, deoarece a rupt două capete de pod, s-a rostogolit de câteva ori în aer, după care a rămas suspendată pe șosea. Participanții la trafic au alertat imediat salvatorii, iar la fața locului s-au deplasat un echipaj al detașamentului de pompieri din Câmpul Lung cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanță a serviciului de ambulanță Câmpul Lung, dar și mai multe echipaje ale poliției rutiere. Ca prin minune, șoferul împreună cu fratele acestuia au scăpat cu răni ușoare, însă preventiv au fost preluați și duși la spitalul municipal din Câmpul Lung pentru a fi supuși la un control mai amănunțit. Bubuitorul, am ieșit afară și era aceea, ieșea pe capotă, băiatul care era. Era răni? Îl durea spatele, așa. Dar cum a scândurat asta? Că eu ia cineva, că mașina. Încearcă a fost mâns, jos. Unul de mii. Și l-a furat dreapta. Șoferul a fost pus să sufle în aparatul etilotest și s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice, însă s-a ales cu dosar de cercetare penală pentru distrugere din culpă. La câteva minute distanță, salvatorii militari au fost solicitați să intervină din nou la un eveniment produs pe șoselele din Argeș. Un autoturism de proveniență străină ardea ca o torță pe drumul județean care face legătura dintre Vulturești și Mioveni. Din primele informații, se pare că autoturismul marca BMW a fost incendiat cu bună știință. Acesta nu mai avea tăblițele cu numerele de înmatriculare, iar proprietarul a fost de negăsit. Și în acest caz a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru distrugere, ancheta fiind în curs de desfășurare.